Muntele se dovedește a fi an de an destinația perfectă pentru petrecerea vacanței de iarnă, iar stațiunile de pe Valea Prahovei par a fi preferatele tuturor. Ninsoarele poate asigura turiștilor o vacanță de iarnă minunată, însă distracția este și mai mare atunci când aceștia pot practica diverse sporturi de sezon, printre ele și schiul. Pentru cei care vor deja să deprindă tainele acestuia, există varianta frecventării cursurilor Clubului Sportiv Caraimanul. Înscrierile au început deja și au vizat copiii din Bușteni cu vârste între 4 și 12 ani. Autoritățile care au gândit proiectul speră acum că printre schiori pot descoperi mari talente în domeniu. Este o reînviere, dacă vreți, a sportului de iarnă la Bușteni. Bușteniu a lansat de-a lungul timpului mulți schiori de performanță, schiori care au fost renumiți nu numai în țară, cât și în străinătate. Pregătirea este crucială, iar cele mai importante sunt antrenamentele pe zăpadă. Acestea se vor desfășura pe grupe de vârstă și în funcție de aptitudini. Sperăm ca o parte din acești copii să ajungă și în programele naționale de performanță și sperăm din tot sufletul să fie bazele solide a unei secții foarte, foarte bune deschise în viitor. Cea mai valoroasă sportivă din România la schi alpin se numește Ania Cail. Tânăra de 19 ani este de fapt o franțuzoaică de origine română și este legitimată la Clubul Sportiv Caraimanul Bușteni. Cea mai recentă reușită a Aniei a avut loc în septembrie. Tânăra a concurat în cadrul Cupei Sud-Americane, competiție desfășurată pe pârtia de la El Colorado din Chile, iar prin performanțele realizate a reușit să-și adjudece titlul la proba de coborâre. Schioara clubului din Bușteni mai avea încă două podiumuri în palmares la coborâre, situându-se pe locul 2 și 3 la două curse disputate pe 1 septembrie pe pârtia din La Parva, tot din Chile. Astfel a adunat un total de 300 de puncte în clasament, asigurându-și prima poziție la această probă.